În episodul anterior am vizitat o hartă de 1000 de zile, iar astăzi o să arunc o privire peste harta de survival a prietenului meu Colpir. Dacă îți plac videoclipurile de Map Showcase și vrei să mai apară când găsesc hărți interesante, nu uita să apeși butonul de like, iar acum hai să nu mai lungim și să vedem ce a făcut Colpir pe aici în 100 de episoade. O să găsiți în descriere linkul în cazul în care vreți să o downloadați și voi, iar de început avem logo-ul vechi al lui Colpir, un capa acolo jos și ne întâmpină cu un chest în care erau toate itemele lui. Hai să-i judecăm itemele foarte repede. Bun, deci pe topor e bine, e bine și pe sabie, îmi place despre el. Mamă, e bine pe iteme, de fapt pe unelte. Hai să vedem armurile. Mamă, e bine și pe astea. Deci buții și casca îs din 1.14.4 sau nu mai știu exact, dar era un bug și puteai să pui toate protecțiile pe o singură armură. Deci puteai să ai pe papuș, de exemplu, cum are aici, Fire Protection, Blast Protection, Protection, și putea să aibă Projectile Protection, însă nu cred că mai încăpea. Oricum, o grămadă de enchanturi. Hai să verificăm Ender chest-ul, pe bune Colpir, un stonecutter. Ok, hai să mergem mai departe, avem pe aici câteva șulcăre. Ah, deci astea sunt șulcărele din Ender chest, am înțeles. Oricum, în partea asta are un beacon, foarte drăguț din partea lui că l-a lăsat. Oricum, avem și un beacon cu speed regeneration, foarte bine. Pe diamante, mamă, dai bine pe diamante, Colpir. Și așa arată chest-ul, chiar îmi place ce o ieșit. Stai că avem aici ceva, bam! Mamă, coborâm, dar până să coborâm mai jos în bază, vreau să văd ce mai avem pe aici. Ăștia câinii lui, Wilson și Wilma, foarte bine. Oare dacă dăm click dreapta pe ei, vin după noi? Nu, mamă, pe bune că nu pot, nu că nu-s eu, vai, nu cred, nu-s eu, cum s-ar spune, stăpânul lor. În partea asta avem o fermă micuță de cactus, aici avem o fermă micuță automată și aici o fermă de pescu... It, ăsta e cap de cod cumva? Arată foarte șmecher oricum. Și ăsta e cap de somon. Dar nu, codul parcă avea cap galben. Ce cap e ăsta dacă îl iau? Oare îmi spune de ce îi sau zice player head? Da, ok. Pune-l înapoi. Aici, dacă nu mă înșel, e peretele, pereții abonaților sau ai membrilor. În partea aceasta avem un acvariu. Păi, ce șmecher e acvariul ăsta, nu cred. Uite, cu tropical fish, cu o comoară acolo. Ăla e un chest în miniatură? Cât de drăguț poate să fie! Și pe aici, din câte observ, avem un trapdoor ca să putem să ne plimbăm prin acest acvariu. După ce am văzut acvariul, în partea asta avem Nether-ul. Mamă, ce interesant e portalul ăsta, ca și cum mănâncă această cameră. Îmi place cum e și cum a făcut aici jos biome de Nether, foarte, foarte șmecher. Acum, hai să mergem în camera trofeelor. Are cap de Alex? Ok, om de zăpadă, drown... Vacă în partea asta, găină. Sunt foarte drăguț. O, ăla de silverfish. E foarte drăguță camera asta, dar se mai poate lungi. Asta îmi place. Îmi place că poate să mai mărească, pentru că, după cum puteți observa, nu are toate capetele. Lipsesc o grămadă. Dar asta de șulcăr e foarte drăguț. Așa, zici că e un șulcăr în miniatură. Zici că nu e un simplu cap de șulcăr. Și acum îmi dau seama că nu-i pus capul. E un armor stand. M-am prins. Uite că pe asta nu l-am văzut. Are cap de Steve și Alex. Iar în partea asta mai ies câteva capete pe care nu mai apucat să le pună. De urs polar, de lup, de delfin. În cazul în care nu știați, așa arată capul de delfin. Vai, ok, hai să mergem mai departe. Și să vedem ce se ascunde aici jos. În partea asta se ascunde harta lui. O să ieșim la suprafață mai imediat puțin. Aici are câteva armuri. Cred că asta e armura de Nether cu Fire Protection. Și în partea asta e o armură normală. Un sistem automat de furnace-uri. Și dacă e să mergem sus, bam, ne aruncă slime blocurile alea. E chiar o idee super să ai o trambulină în bază. Iar aici, la suprafață, avem... o oaie multicoloră. Păi, și asta e o idee blană, să ai mai multe oi multicolore lăsate random pe hartă de notat. În partea asta știu că avea el o peșteră micuță. Da, ia uite, are un pat în partea asta. Are mai multe capete. O colecție frumoasă, îmi place. Un enchanting table și o mină. Sau erau două cumva? Asta e mina și în partea asta ce era? În partea asta văd că... da, deci sunt două mine diferite. Măcar știm unde să ne culcăm și o țestoasă. Wow,
două țestoase, puțin sugar cane și aici, a, dacă vrea să vină să pescuiască, să aibă un iaz micuț, îmi place cum l-a făcut, câțiva pești, câteva țestoase, facem puțin parcur și după unde ajungem, ai un drum, știu că a făcut el foarte multe drumuri, câte unul pentru fiecare zonă, parcă era o zonă de vikingi, o zonă western, ajungem și acolo, însă întâi vreau să laud bannerele astea, că fiecare zonă, din câte mi-aduc aminte, are bannerele specifice. Și aici avem o casă a cărui interior nu-i gata încă, însă arată bine, așa dacă îi să ne uităm, îmi place și modelul ăsta de acoperiș, așa pe diagonală, e ceva diferit. În partea asta avem altă peșteră, foarte multe peșteri. A, ia uite că aici avem oi colorate, avem porci, văcuțe, avem niște ferme automate. Asta merge, asta văd că nu tare merge. Cred că asta au fost cumva, voiam să zic de vaci, dar văd iepuri acolo. Da, nu mai zic nimic, hai să lăsăm iepurii. Nu înțeleg care e treaba cu ferma asta. Oricum, măcar avem scări și putem să ajungem foarte ușor deasupra fermelor. Au făcut și un tavan, bine, un cer mai bine zis. Aici sunt câteva lame. Sunt curios numai, o dat nume calului? Da, Gianni. Ok, Gianni, o să te luăm și o să mergem în partea aia când ajungem. Dar până atunci văd că avem câteva tarabe. O tarabă cu mâncare, o tarabă cu TNT-ul, redstone. În partea aia am văzut că sunt câteva armuri. Aici sunt cărți, dar lipsesc cu desăvârșire villagerii. Adică, pe bune, cum să ai tarabe și să n-ai niciun villager? În partea asta văd că mai avem câteva căsuțe, tot așa, fără interioare, dar îmi place ce văd, îmi place designul pe care l-au folosit și mai ales combinația asta de concret alb cu sprus. Un lucru pe care nu l-am menționat această hartă este pe 1.14, de asta nu vedeți pe aici Deep Slate, Amethyst și alte blocuri care au fost adăugate în ultimele update-uri. Aici e o tavernă din câte pot observa, jos avem câteva măsuțe, avem bannerele specifice zonei în care ne aflăm, o bucătărie, vai ce drăguță îi, și asta ar trebui să fie primăria, dacă nu mă înșel, town hall-ul, o, dacă avem și drum din ăsta, da, colpir, unde e andesitul? Stău nu se combină cu andesit pentru drumuri, asta e regulă, e lege, și nu polish andesite, că pe ăsta l-am văzut, andesit normal să fie așa un gradient, să fie mai diferit puțin, aici avem secretariatul, unde normal nu stă nimeni, toată lumea e în pauză, tot timpul, ca așa se întâmplă, sau fix când ajungi tu, cam așa funcționează. Aici avem primarul, care nu tare este nici el, că e ziua lui liberă, ca oricare alta, și în partea asta un micuț acvariu, ce drăguț. Aici biroul de construcții Cășupu. Mamă, avem și un ou de dragon, dar de ce are... Asta vrea să fie o lampă, cumva? Teoretic, seamănă cu o lampă. Practic, e mult prea mare pentru locul ăsta, dar îmi place ideea, nu m-am gândit niciodată la asta. Și aici avem un mic, tot așa un birou. Nu scrie? Ba uite, biroul de taxe și impozite. Taxe și impozite, nu cred, și are diamante aici, păi normal, fac băieții la bani gârlă. Îmi place ideea. Atâta că e destul de open space, dar colpir o gândit-o înaintea timpului, că acum în 2023 totul trebuie să fie open space. Păi bune, cred că dacă s-ar putea, ar fi oameni care ar face băile open space, ceea ce ar fi extraordinar de ciudat, dar... Mă rog, știți cum funcționează lucrurile astea, cam random. Și aici avem o căruță foarte interesantă și diferită, pe bune. Asta a apărut acum sau l-a prins? Cred că a apărut acum. Interiorul la fel gol, colpir nu-mi place așa. Cum fiecare interior e gol, nu-i frumos. Avem aici o fierărie și îmi place designul ăsta al fierăriei, dar gardul nu prea, adică e ceva diferit cu aceste strip loguri. Dar nu știu, nu prea place, prea întunecat spațiul. Oh, ia uite, ceva drăguț de Halloween. A făcut un mini cimitir în partea asta și acolo e o fabrică. Asta nu știu ce ar trebui să fie, dar îmi place combinația de blocuri. Dacă e să intrăm înăuntru, oi, biblioteca asta. Deci se vede că asta e bibliotecă pentru că are un design diferit. Aici au fost oameni cu cultură, domnule. Plus, dacă nu a ascuns ceva aici după scări, nu... Pă bune, mă așteptam să fie ascuns ceva după scări. Bine, hai să plecăm de aici. Cum am zis, se vede că aici sunt oameni cu cultură, domnule, sunt lucruri diferite față de tot ce vedem pe aici care e asemănător. Asta e o construcție diferită și vreau să văd vulturul ăsta. Am să presupun că e vultur sau uliu, dar așa per total îmi place ce văd. Două turnuri care să arate că aici este o așezare și un brăduț. Numai că de ce nu e împodobit bradul ăsta? Ar fost drăguț să fie împodobit, dar așa per total îmi place. Stă și pe o creangă. O, stai, avem ceva aici? Am înțeles, deci e o buturugă, nu e o creangă. Am înțeles, deci dacă ne uităm în partea asta, putem afla de unde a luat cablestone-ul pentru uliu, vultur? Lăsați un comentariu ce-i mai exact.
Nu de alta, dar nu vreau să zic că e vultur și după aia să fie altceva. Și exact cum am spus, îl luăm pe Gianni și mergem, băi, nu așa, îl luăm pe Gianni și mergem pe cărare. Să aflăm și noi unde duce drumul ăsta. Ok, drumul ăsta văd că duce direct în apă. Deci am fost trolat. Mulțumesc, Colpir, mă trolez și când nu ești pe hartă. Asta este Gianni, din păcate nu mergem împreună nicăieri. În partea asta mai îi o mină? Din câte văd, da, mai avem o mină în partea asta și pe aici ar trebui să mergem. Asta cred că e prima mină, la cum arată, dar oricum mi se pare interesant că o păstrat locul ăsta. Am înțeles, deci nu era drumul ăla de mers cu căluțul, drumul ăla era strict ca să zbori un pic și am ajuns la locul cu ferme, de asta e și atâta lag. Avem o fermă de sugarcane, avem o fermă imensă. Vai, urăsc fermele astea pe care trebuie tu să le plantezi. Sunt foarte șmechere pentru, nu știu, când au apărut la începutul Minecraft-ului. Dar acum să faci o fermă din asta atât de imensă și până stai să plantezi toate ridicile astea. Vai, mă doare. Gândiți-vă că un pătrat din ăsta e de 8x8. Asta înseamnă 64 și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sau 11. Mă rog, zicem că avem 10 pătrate din astea, da? Asta înseamnă 640 de cropuri pe care tu le plantezi, ori 4 câte îs aici, peste 2500 de cropuri și acum un somnic rapid. Bună dimineața, păianjene, bună dimineața la toată lumea, spor la cafeluță și avem o fermă de melon acolo, după care o fermă de cactus și aici avem o fermă de kelp, am înțeles, plus câteva locuri unde plantează copaci ca să facă rost de lemn. Ce-s particulele alea gri care ies, adică alea ar trebui să iasă în momentul în care îi lovim, dacă nu mă înșeală memoria, și de ce ies acum? Ca întotdeauna, foarte multe întrebări, foarte puține răspunsuri, n-am mai văzut niciun alt drum în afară de ăla pe aici prin jur, așa că o să mergem prin Nether. Opa, stai așa că am uitat ceva. Deci acolo era o manetă. O, butelie. Du-te mai încolo. Acum putem să le reparăm pe butelie. Iau fierul ăsta, dau click dreapta pe tine și gata, ești ca nou. Numai e bătrân, sau ăsta era bătrânul butelie și trebuia să ia locul fiu sau nu știu exact. Buteliuță. Ok. Jurnal. Am înțeles, hai să vedem ce e în jurnalul ăsta. Colpir, cum ies din muzee? Vai, cum iese din muzeu? Bun, hai să lăsăm acolo. Văd că are și mâncare. Vreun loc ascuns pe aici? Da, mama, ai intrare ascunsă din acvariu în camera lui Butelie. Butelie, du-te înapoi. Ok, o să închid asta și eu mă duc în Nether. Pa, pa. Iar acesta este Nether Hubul. Ăla-i cap de Wither? Deci ăla-i cap de Wither Skeleton. În partea aia la altă e cap de Wither. În partea asta e Invincible Wither. Și ăsta de aici nu mai știu ce. Bă, băiatule, fii cu minte. Uită-te la el. Take aim, Monster Hunter. Da, de toate pentru tăți. Văd că are una, două, trei și 4. Hai să mergem cu bărcuța. Vai, ce viteză șmecher avem. Și am ajuns la portalul spre End. Acum trebuie numai să intrăm în partea asta. Băi, ce șmecher. Au făcut și aici un mic design. Jos o pus sticlă, numai că nu se vede efectul pentru că n-am eu borderless glass. Dacă aveam chestia aia, se vedea mult mai șmecher. O să o pun de data viitoare. Și hai să zburăm în portal. Iar în End cred că avem o fermă de Endermen. Da, ia uite, în partea asta e o fermă de Endermen. Sau, sigur e o fermă de Endermen? Da, din câte am văzut capetele alea acolo, este o fermă de Endermen. Numai că e făcută pentru 1.14. Mi se pare mult mai complicată ferma asta. Deși e mai mică puțin, pare mai complicată. Adică trebuie să vii din partea aia, să cobori, să le faci lor un tunel. Cealaltă era mult mai simplă. Și altceva nu văd să fi făcut prin End. O bătut un singur dragon, că nu sunt mai multe portale pe aici. Și mai are un ou? Cred că ăsta e un bug pentru că suntem pe 1.19, altfel n-avea cum să aibă două ouă, pentru că astea, dacă nu mă înșel, nu se pot multiplica. Era drăguț din partea lui Colpir dacă ar fi pus semne ca să știm în cotro mergem. Bun, asta unde duce? Că avem, deci, un tunel din cobblestone. What? Ce-i în partea aia?
Băi, ce cu... face labirint până Nether? Deci am străbătut tot labirintul ăla ca să ajung unde am mai fost. Hai înapoi. Opa, în sfârșit am ajuns într-un loc foarte șmecher. Am ajuns în satul vikingilor. Îmi place foarte mult ideea asta, pentru că exact cum te spawnezi, ajungi fix lângă un loc în care se construiesc corăbii. Și îmi place corabia asta cum e făcută, pentru că are înăuntru niște găini. În partea asta, bine, să vede hitbox-ul un pic, să nu știu dacă-s găini neapărat. Aoleo, s-o dus, am stricat-o. Mă rog, snowman atunci, subscribe. O idee foarte bună, colpir. Nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal. Și în partea asta avem o mică fierărie, să-i spunem așa, după care aici avem pătuțul și putem să lucrăm la bărcuțe, dar îmi place așa cum e ținută de aceste, bine, sfor cam subțiri, dar îi ținută, are un detaliu foarte, foarte șmecher. Știți cum e când e greu ne adaptăm? Plus, îmi place foarte mult că fiecare barcă din asta are scuturi. După cum bine știți, în general, bărcile de vikingi aveau scuturi pe dreapta și pe stânga, nu știu dacă specifice locului, însă foarte colorate. Îmi place foarte mult cum a făcut zona asta, aici avem și o mică tarabă, ar fi mers mai multe, însă îl știm pe colpir, începe ceva când are chef, după care ia o mică pauză și se reîntoarce când își mai aduce aminte, când îi vine cheful. Aici avem mai multe căsuțe și vreau să aruncăm o privire de sus. Îs 1, 2, 3, 4, 5 corturi, din care unul dublu. Ăsta ar trebui să fie grajdul, da, ia uite, în partea asta avem pentru animăluțe, dar de ce n-avem nici măcar un animal aici, totuși multe scuturi. Îmi place ideea asta. În căsuțe îs curios ce o să găsim dacă e să intrăm, ok, zgoale, dar în spate măcar avem câteva animăluțe. Totuși spunem că-s diferite astea, adică nu știu, uite, în partea asta e un snowman, ok, de aici o furos de zăpadă. Mai găsim niște animăluțe? Vreau să văd, în partea aia am avut găini, în partea asta spunem că avem niște oi, în partea aia altă niște vaci. Dar da, momentan sunt făcute numai așa de design, dar îmi place, foarte simplist, foarte drăguț. Au și căștile astea de viking, că na, cam așa pare o cască. Un foc foarte mare, cum am specific vikingilor. Îmi plac detaliile astea și în partea aia cred că avem primăria. Nu, în partea asta Sky. Păi ce șmecheră ideea asta. Și acum să ai câte un cal din fiecare. Nu știu exact câte variații îs, dar ar fi drăguț dacă știe cineva să-mi lase în secțiunea de comentarii. Din câte știu, îs mai multe culori. Avem alb, avem negru, avem gri, avem maro deschis și maro mai închis. Deci ar trebui să fie undeva la 5-6 culori și fiecare culoare cred că are vreo 4 sau 5 variații, deci ar trebui să fie în total, să spunem, undeva la 30 de căluți aproximativ. Din nou, fără detalii interioare, însă cine știe, poate data viitoare la episodul 200 o să vedem o grămadă de schimbări. Iar per total aceasta ar fi zona vikingilor, mergem mai departe pentru că cel mai probabil o să mai fie una și sper ca portalul ăsta să nu mă ducă tot în pustietate. Sincer, cred că nu în pustietate trebuiau să mă ducă, însă harta e pe 1.14, eu mă joc pe 1.19.3, deci se poate să fie aia o mică problemă. Oricum, nu contează asta, măcar am văzut cele mai importante lucruri de pe această hartă, și anume baza lui subterană, partea de sus unde are un sătuc, o așezare, să-i spunem așa, pentru că parcă avea un nume, dar nu știu exact numele, satul vikingilor, care, sincer să fiu cu voi, îmi place super mult, și zona cu ferme. După cum am spus, oameni faini, găsiți în descriere linkul dacă vreți să downloadați această hartă și să vă jucați. Lăsați un comentariu în care să-mi spuneți ce părere aveți despre harta lui Colpir și dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, iar noi o să ne vedem data viitoare. Până atunci, pe ecran aveți un videoclip care YouTube spune că o să vă placă. Vizionare plăcută!